Semne bune a anulare. Zicala românească se potrivește foarte bine pentru cuplurile care urmează să devină părinți. Fie că sunt la primul copil, ori că au experiență în acest sens, emoțiile tot sunt copleșitoare. Laura Cosoi, de exemplu, are două fetițe, iar de curând a făcut anunțul surprinzător. Anul următor va aduce pe lume cea de-a treia fetiță. În categoria cuplurilor care devin părinți pentru prima dată, dar care vor avea băiețel, intră Laurențiu Reghecamp și Corina Caciuc, dar și Anca Ciota și Felipe. În ceea ce îi privește pe antrenorul de fotbal și iubita lui, rodul iubirilor se va naște undeva la finalul lunii mai. Fericirea e la cote maxime și pentru prezentatoarea de la Canal D, Anca Ciota. Ea și soțul ei au făcut eforturi îndelungate pentru a deveni părinți, iar anul acesta li s-a îndeplinit marea dorință.